Frate Mire Emanuel, soră Mireasă Denisa, mi-a pus Domnul pe inimă un cuvânt pentru voi sub titlu Sfinții plăcuți. Dar v-aș îndemna pe toți să stăm înaintea Domnului cu dorința sinceră ca aceste două cuvinte să ni se potrivească tuturor. În 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetele 32 la 34, Apostolul Pavel face câteva observații legate de cei neînsurați și însurați, nemăritate și măritate. Și mai întâi doresc să spun ceva celor ce nu au ajuns încă la momentul acesta și voi doi să vă gândiți dacă este valabil și pentru voi ceea ce spun, valabil până în ziua de astăzi. Scrie aici în versetul 34 despre fecioară să fie sfântă. Cu siguranță că asta este valabil și pentru fecior, așa cum scrie versetul 32, să placă Domnului. Ce înseamnă să fie un băiat sau o fată sfânt? Că în concept general, unii cred că sfinții sunt în icoană sau în istorie. Pe când în scripturi, potrivit realității pe care am învățat-o noi din partea Domnului, așa cum s-a citat și astăzi din Coloseni, sfinții trebuie să fie în biserică. La fanfară, la cor, și oriunde aici, în casa Domnului, în familiile noastre. Vreau să rețineți că momentul în care omul trebuie să devină sfânt este undeva plasat cronologic înaintea căsătoriei. Sfânt cu Duhul și sfânt cu trupul. Așa scrie aici, fecioara să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Solomon spunea, adu-ți aminte făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și tot în versetele de la finalul cărții Eclesiastul, acela Solomon spunea referitor la perioada tinereții 11 cu 10, gonește orice necaz din inima ta și atenție, depărtează răul din trupul tău și din duh cu atât mai mult, căci tinereții și zorile vieții sunt trecătoare. Ca slujitor în adunare, să zic, o parte din tineri au venit la mine la mărturisire, alții la fratele Samuel sau la alții. Și mă mai gândesc peste ani la cei cu care am discutat, oare au scăpat de viciul acela? De exemplu, spune o fată, sunt supărăcios. Un băiat spune, eu sunt pătimaș la vizualizare. La tinerețe e mult mai ușor să te sfințești. Nu când omul este bătrân și nu-l mai ajută puterea și memoria, va putea să fie mai pocăit. Îmi spunea cineva, un slujitor mai în vârstă, ce am crezut că și cu anii oamenii se sfințesc. Nu. Cel mai potrivit timp pentru sfințire e la tinerețe. Dacă așa a fost, astăzi puteți să vă așteptați la binecuvântare din partea Domnului și privind în urmă la ce s-a scurs, să nu vă pară rău. Și dacă am ajuns să fim așa, atunci e valabil pentru noi sfatul din 2 Corinteni 7 cu 1, dar hai citești și versetele anterioare care ne cheamă la această sfințire, de la 6 cu 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei și nu vă atingeți de ce este necurat. Necurat sau sfânt, sunt cele două aspecte opuse. Versetul 7 cu 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea. Deci o chemare la sfințire pentru tineri, care trebuie dusă până la capăt, în frică de Dumnezeu. Amin? Amin, fanfariștilor. De v-am putea undeva introduce într-o baie din asta de sfințire. Noi în apa botezului vă introducem, dar sfințirea nu ține de apa asta.
Dacă toate fetele ar fi sfinte când s-ar mărita, și cu trupul, și cu duhul, apoi vă dați seama ce mirese sfinte ar fi, nu? Și femei sfinte. Și-a scris în Biblie despre sfintele femei. Dacă toți băieții ar fi sfinți cu adevărat. Astăzi îmi relata cineva două tragedii, fete care păreau pocăite, s-au căsătorit, una cu un gangster, un bandit, când erau la masă, ceea ce urmează de acum, a venit poliția și l-a arestat. Are de făcut angrei de pușcărie. Iar într-un alt caz, a aflat ea, după nuntă, că el de fapt fusese căsătorit. Ce har ar fi să avem de face cu oameni care înainte de căsătorie să fie sfinți. Scrie tot despre perioada dinaintea căsătoriei aici, în 1 Corinteni, capitolul 7, și cu bucurie pot să afirm că cei doi au fost dedicați Domnului. Versetul 32, pentru băieți, se îngrijește de lucrurile Domnului. Versetul 34, pentru fete, exact aceleași cuvinte, se îngrijește de lucrurile Domnului. Și cum am amintit deja, a fost învățătoare, a fost una din editoarele revistei Betel, a fost coristă, a slujit la grup, mă face observații fratele Sandu, să placă Domnului. Dăruire. Fratele Mire a stat o vreme în Anglia, o parte cu jinerile meu, și mi-a adus dovezi că e prezent la casa Domnului. Când alții nu-s, să se ocupe de lucrurile sfinte. Dacă în tinerețe nu se ocupă, ce har, e timpul potrivit să te preocupe aceste pasiuni. Dumnezeu să ajute tinerii aceștia. Ne spunea fratele Samuel că la unele nunți vin mai mulți, la altele mai puțini. Noi duminica suntem mai mulți, spunem asta pentru musafiri, umplem localul, dar sâmbăta, știți câți vin, cât de cunoscuți sunt miri. Și dacă e vorba de o fată sau de un băiat care, după nume, zice, cred că e din familia cutare, dar nu l-a văzut nimeni din coace de zona de slujire, nu vin nici ei dincolo să stea să-i vadă, că n-a fost dedicat lucrurilor sfinte. Așa că vă încurajăm, băieților, fetelor, slujiți. Timpul vostru petrecut sâmbătă aici la nunți nu e pierdere de vreme. Ați avut ocazia, vedeți care cum se însoară, dirijorul e aici însurat, nu? Nu mai poate, nu mai arăta vreme. Cum se mărită fetele, trebuie să aducem altele, se liberează băncile la cor. E vremea în care se poate sluji Domnului. Și acum spun ceva, cum să fiți sfinți și plăcuți după că aici ați intrat și voi de astăzi. Ce se modifică după căsătorie? Și am spus asta la, nu predică, nu de mult. Se modifică această activitate în lucrarea Domnului. Cele ce până de curând cântau la cor, sunt apoi mămici și vin la binecuvântare. Poate bărbații nu mai pot să fie atât de mult prezenți la repetiție, la grup, pentru că au alte nevoi familiale. Dar vă rog să rețineți ce scrie versetul 33. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii. Și exact aceleași cuvinte le scrie pentru femeie. Se îngrijește de lucrurile lumii. Concret ce înseamnă asta? Lucrurile pământești, nu cerești. Asta înseamnă muncă, gospodărie. Frate Mire, știi ce i-a spus Dumnezeu lui Adam când a ajuns pe pământ, când eu a fost în grădina Edenului? Nimic altceva numai să muncească, că era deja însurat. Pe Denisa o știm ca și o femeie, o fată harnică, și vreau să înțelegeți, să înțeleagă toți care sunt căsătoriți, mai avem situații mai rare, că viața de familie presupune multe activități pământești.
care dacă n-ai fi căsătorit, dacă n-ai avea copii, ai fi scutit de ele, spune 1 Timotei, capitolul 5, versetul 13, că sunt unele care n-au nicio treabă și se deplind să umble din casă în casă. Apoi după ce ai casă, nu mai poți să umbli din casă în casă. Versetul 13 este urmat de cuvintele versetul 14 care zice să fie gospodine la casa lor. Deci dacă Dumnezeu ți-a dat casă, nu o să bată vântul să-ți ducă praful, trebuie să-l mături tu sau să-l aspir cum este acum. Nu o să crească nimic de la sine. Buruienile cresc și de la sine, dar tot ce trebuie cultivat e munca ta, ca bărbat. De aceea scrie în Proverbe 31, cu astfel de femeie, se scoală de dimineață, scrie acolo că până seara târziu este prinsă în activități. De regulă, ca familie, sunt două schimburi. Oricum mai luau. Da, să nu vă faceți acum probleme că v-ați înhămat și voi la truda asta. Știți ce scrie Biblia despre Iacov, că a muncit 7 ani să plătească birul la socru și atât de frumos scrie în Genesa 29 și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile, cu următoarea mențiune, fiindcă o iubea. Deci când iubești, muncești. Cine nu iubește, poate să muncească mai puțin. Iubire înseamnă efort. Dar, și aici am vrut să ajung, scrie în textul acesta că bărbatul însurat trebuie să placă nevestei și femeia măritată trebuie să placă bărbatului. Cine se căsătorește trebuie să știe că de acum plăcerile lui au ajuns pe ultimul loc. Primează plăcerile celuilalt. În Genesa 3 cu 16 scrie că dorințele femeii se țin după bărbat. De acum, frate Emanuel, mai rar să se audă în casă cuvântul îmi place, ci ce-ți place? Până acum ai putut să spui, asta îmi place. De acum, să te întrebe ea ce-ți place. Că tu nu mai ai voie să faci ce-ți place. Sau știți dumneavoastră un alt verset ca să-i spun la mire, să-l scap din încurcătura asta. Eu nu știu altă variantă pentru viața de familie. Ce place celuilalt, atunci este bine în familie, atunci e frumos. Vă dau ca exemplu pe femeia din Proverbe 31, scrie aici în versetul 12, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale, adică se interesează ce e bine pentru el și aia face. Numai că asta nu toți bărbații și toate femeile pricep. Știți vorba mea, cei mai mulți oameni nu-s răi, sunt proști. Adică nu înțeleg cum să ia viața de familie. Femeia asta caută să vadă ce îi place bărbatului și îi face bine. Începând de la mâncare, vorbele care aude, vrea să-i placă bărbatului, scrie aici în versetul 26, învățături plăcute îi simt pe limbă. Cui? Îi plac ei? Nu, îi place bărbatului. Și drept dovadă că îi place bărbatului, versetul 28, bărbatul ei se scoală și aduce laude. Vrei să te laude bărbatul? Fă-i ce îi place. Vrei să mănânci în tăcere? Fă-i ce-ți place. Și la fel, în cazul ei. Și acum, să dăm un exemplu și pentru bărbat. Spune Scriptura că Solomon la tinerețe a fost plăcut Domnului. 1 Împărați, capitolul 3, ceea ce vă spuneam înainte ca să legăm viața dinainte căsătorie și cea de după, 3 cu 3, Solomon iubea pe Domnul. Dar știți ce greșeală a făcut, băieților?
Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțim, nu s-a sfințit înainte de căsătorie. A venit viața de familie și aici a ajuns într-o criză. A făcut și îi place nevestei. I-a făcut o casă frumoasă, casa din pădurea Livarului, abia 45 de camere, tu să faci una mai mică. E prea multă treabă la atâtea camere. Dar la un moment dat, femeile au început să-i ceară ce le place. Și asta e întrebarea de fond. Când te căsătorești și trebuie să faci ce place partenerului de viață, mai poți în același timp să faci și ce place Domnului, cum făceai înainte de căsătorii? Sau acum rămâne numai să placă partenerului, mai e valabil și să placă Domnului? Scrie despre Solomon în cartea 1 Împărați, capitolul 11, că a fost sedus de soțiile lui. Versetul 4, când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și deci n-a mai făcut ce place Domnului. Versetul 6, Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului, a zidit înălțimi. Atenție! Faptul că n-a fost sfânt înainte, i-a fost greu să fie sfânt după aceea. A fost bărbat bun, dar n-a mai rămas plăcut Domnului. Acesta e avantajul unei familii de credincioși. Dacă sunt amândoi credincioși, ceea ce în cazul lui Solomon n-a fost, atunci pot să placă unul altuia și amândoi să placă Domnului. Și ce e mai frumos, Domnului să-i fie plăcuți. Scrie Biblia despre Enoch, pentru că primise mărturia că e plăcut Dumnezeu, a și fost luat să nu vadă moarte. Și rețineți ce spune Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 2, versetul 17. Că aici e toată cheia. Atunci mi-a murit viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Când vrei să faci doar cum îți place ție, când vrei să faci doar cum îi place partenerului și să nu mai placeți Domnului, ajungi, din final nu-ți mai place nici ție și nu se mai bucură nimeni. Stimați mir, să vă ajute Domnul să fiți sfinți și plăcuți. Dacă veți fi sfinți, și închei cu Proverbe 31, scrie aici, numărul 31, despre femeie, faptele ei s-o laude la porțile cetății. Păi nu știu dacă mă apuc altă dată să te laud, Denisa. Am mai lăudat odată la învățători că sunt multe fete care au portat cinstită și alte fete ne-au ajutat la lucrarea cu revista, dar în ce privește jocurile, ele am trecut pe toate paginile din revistă. Și acum o să am eu proba pentru anii ce vin, eu am vorbit asta cu voi în prealabil, dacă vei mai putea să fii și plăcută soțului și Domnului, că de la Londra să ne mai trimis câte o pagină la revistă. Asta rămâne de văzut și vor afla cei ce citesc revista. Pentru că asta e frumos în viață, să fii sfânt și plăcut. Plăcut Domnului și în același timp plăcut partenerul de viață. Asta în condiția că sunt amândoi credincioși. Unde nu sunt amândoi credincioși, lucrurile sunt mai complicate. Dar noi suntem astăzi la un nuntă de pocăiți, de sfinți. Dumnezeu să vă dea harul, repet, să fiți sfinți și plăcuți. Unul altuia și Domnului, ca să vă puteți bucura de viață. Spunem amin la cântări și la predici și ne vom ridica pentru oficierea actului.